Dar este adevărat, domnul Deacă spune că și în 2011 ați negociat cu dumnealui când alegerea șefului. Și în 2009 și în 2009. Nu eu am negociat, el cu mine, să rugați să fie ales președintele statului. Totul invers. Totul invers. Deacă vine cu așa răspunde la trebuie. La... Dar tu spui, băi, tu spui minciuni de eu trebuie să-i explic lumii, să ne-ași chestiile astea, aiurele astea voastre. Domn Deacă, ia bine. Pe urmă. Vineți, domn Deacă. Vine cu așa ca să fie mai rău. Eu am spun tot despre tine. Hai spun și-o fost. Domn Deacă, cum a fost la sauna acolo? Până la urmă, ați ales? Fost bine. Da? Domnul președinte se grăbea la emisiunea de-a voastră și n-am discutat până la urmă. Dar până la urmă, de ce nu vă întâlniți așa să discutați? Domnul Voronin spune că Partidul Democrat n-a acceptat invitația. Domnul, deci, nu, domnul partidul Voronin, e partid, dar relația domnul de Voronin are o slăbiciune față de domnul Deacă. Că da. El când aude de Deacă... Te critic eu cu tine? Da. Dar când se întâlnește PGRM cu PD? Iacă asta e întrebare bună. Când? Domnul președinte, când o vede pe Angela Gonța, își aduce aminte de Deacov. Nu știu de ce. Domn Deacov, să iau asta ca prin compliment sau cum? Sau sunteți gelos pe domnul Voronin? Nu, da, e gelos. E gelos. Din cauza ta. Domn Deacov, ce nu-l invitați pe domnul Voronin? Nu, vă întâlniți sau nu, acum, serios. Stimați colegi, rog să vă ocupați să vorbim.